împarte vătămată într-un dosar de hărțuire. Eu sunt parte vătămată într-un dosar de hărțuire sexuală, profesională și emoțională, nici nu mai știu. Aceasta este o adresă, un răspuns al meu de la Procurorul General, prin care domnul Pistol are calitatea de suspect. Mă simt umilită, tracasată, stima mea de sine, demnitatea, onoarea. Domnul primar cunoaște toate aceste abuzuri. Le-am adus la cunoștință personal de nenumărate ori. Deci cine ne conduce pe noi? Ca să vedeți managementul defectuos, nici nu mai știu cum să zic. Dar faptul că încurajează astfel de comportament. Am mai fost și proastă și am... Și l-am votat și am dat semnături pentru că susținerea candidaturii și eu și familia mea și prietenii mei. Am umblat și am strâns. E colegul nostru, domnule, cum? Da, domnule, e colegul nostru. Nu știm ce e, că noi... Eu am nu știm. Când dacă cum vă numiți? Aoleu, da. Vă știți bolnav cu ceva? Nu am nicio boală. Și ce s-a întâmplat acolo? V-ați pierdut știrea? M-a mețit. S-a mețit? Deci nu te știi cu nicio boală, domnule. Nu? Nu, ce se vede până aici acum? Au dat și acum aveți adică să... Dați un pic. Hai să mutăm birourile astea. Îmi place cum citești! E posibil așa ceva? Să fie așa cu fața aia halola umflată? Dacă dumneavoastră vi se pare normal... S-a întâmplat, eu sunt parte bătămată într-un dosar. Domnul Pistol are calitatea de suspect înalt în același dosar. Dimineața m-a sunat de la personal să mă prezint acolo ca să iau o dispoziție. Am refuzat să iau acea dispoziție pentru că nu erau atașate și serviciile acelor direcții, birouri care erau menționate în dispoziție. Ori, când se mânează o dispoziție și eu când întocmesc, numărul de exemplare al dispoziției are și numărul de exemplare al același număr de referat. Și s-a întâmplat, fiind foarte bătămată în acest dosar, domnul Pistol, de când a venit aici, mi-a cerut anumite favoruri, mi-a propus să mă pună și șefă de birou, dar să-mi dau un gât colegele mele, ce să spune despre colega mea, care e una singură aveam. Și despre șef, fosta mea șefă, Gabriela Neagu, care a plecat și ea, tot ca urmare a unor abuzuri. Și am spus, pentru a fi promovat, ca funcționar public, să fii promovat într-o funcție public, într-o funcție de șef, trebuie să participi la un examen. Promovarea se face în baza capacității tale și a anumitor calități, nu să stau eu capră și să-l pup pe dânsul la, mă scuzați, undeva, ca să îi fac anumite, nu știu, jocuri. Pe mine nu mă interesează. I-am spus că eu vreau să dorm noaptea liniștită, că Dumnezeu este sus, inima înfrântă și îmburgisită nu o va pedepsi și eu și cu colegele mele ne facem, ne îndeplinim atribuțiile și să respectăm legea, că ăsta este rolul nostru ca funcționari publici. Să respecti legea, nu să... și să fiu imparțial și transparent. Și nu să fac anumite jocuri. Nu mă interesează lucrurile acestea. Pe mine mă interesează să dorm noaptea liniștită, să știu că mi-am făcut treaba și că am respectat legea. Asta este un răspuns pe care eu am făcut cerere de strămutare a dosarelor. A dosarului. Dânsul are calitate de suspect. De atunci și până acum. Atât pe mine, cât și pe colegii mei. Pentru că noi am fost uniți. În ce sens am fost uniți? Noi, ținta noastră
noastră a fost să oferim un serviciu de calitate cetățeanului, să venim în sprijin cetățeanului cu probleme, așa, care ne solicită, am răspuns cu inima deschisă, conform atribuțiilor, conform legislației. Iar domnul, organigrama. Da, cu toate că și organigrama ne-a ținut din 6 posturi cât era prevăzut, ne-a ținut cu 2 posturi. Colega mea a fost în preaviz, am fost singură. Din 2016 am referate prin care aduceam la cunoștință domnului primar și îi ceream oameni. Și colega mea fiind în preaviz, vă dați seama că am fost singură. Niciodată n-a venit nimeni, nici de la personal, nici domnul primar, să mă întrebe: Mihaela, dar cu ce te confrunți? Ce probleme ai? Ce este acolo? Niciodată. Am 27 de ani de vechime. Dar n-am fost niciodată în comisia de disciplină, n-am avut niciodată un referat din cauza îndeplinirii defectuoase a atribuțiilor sau a neîndeplinirii atribuțiilor. Nici odată. I-am arătat colegului dumneavoastră poze să vedeți. Am venit cu fața umflată, că am avut operații, am fost cu adiție. Și dânsul mă chema ca să-i citesc din lege, că îi place tare mult citesc și să pun și degetul, citește-ți, pune degetul, ce-mi place cum citești, ce ochi frumoși ai. Ai, ca să înțeleg că m-am făcut asta, și avansuri. Bineînțeles, păi eu ce-am spus și de ce stric și am spus dânsului că eu nu avansez în funcție și nu mă interesează funcția de șef de birou ca să stau capră și să-l pun pe dânsul undeva. Nu! Noi suntem în slujba cetățeanului, noi suntem funcționari publici, noi trebuie să lucrăm, să respectăm legea pentru interesul public. Cred. În binele cetățeanului. Și eu plătesc taxe și impozite, da? Dar eu trebuie să-mi fac și eu treaba cum scrie în fișa postului meu, cum este în lege, cum scrie în lege, cu respectarea prevederilor legale. 3 iulie 2021, domnul primar ne cheamă la o ședință la ora 12.30. La această ședință a participat șefa Serviciului Resurse Umane, noi, biroul nostru, noua noastră colegă care a venit în urma unui concurs și o doamnă, Florica Georgeta Rotaru. Această doamnă, nici n-am cunoscut-o, domnul primar ne-a prezentat-o ca fiind șefa noastră de birou, în baza unei dispoziții verbale. Directorul nostru de administrație publică locală, venit prin concurs din 2019, iunie, având o atitudine aplicată pe corectitudine și profesionalism, a văzut și a încălcările și abuzurile domnului secretar și când a început să spună și să ceară documente și să intervină că aici nu trebuie, că aici este așa, că aici așa, atunci și dânsul, în acea ședință, domnul primar i-a retras atribuțiile, spunându-i că nu are față de director, da, domnul primar, ca și când pentru a fi director trebuie să ai o anumită față. Nu știu ce față trebuie să ai, sau și eu și mă întreb ce față să ai ca să fii. Dar mă rog, eu sunt mică, proastă, cum mă consideră ei. Doamne, te rog, nu mă părăsi. Și am numit-o pe această doamnă, Rotaru Florica Georgeta, care în ianuarie 2020 s-a înscris la un concurs aici pentru biroul nostru și a picat cu 43 de puncte. Iar acum este bună, capabilă, ca să ne fie șefă. Prenumire. Da? Nu s-a putut prin examen? Nu s-a putut prin examen să fie ca inspector, așa, dar se poate, din abuz, să fie șef de birou. Da? Că aici este un abuz, da? Incredibil. Da? Pe mine ce mă intrigă, de ce instituțiile statului, prefectura, care avizează legalitatea dispozițiilor întocmite de către primărie, că trimite exemplarul acolo, de ce nu se autosesizează? La primăria municipiului se întâmplă lucruri urâte, neplăcute, din păcate. Neplăcute. În sensul că se încurajează această atitudine. Adică să fim cât mai evazivi, să ne substituim. În 2019, împreună cu Narcis, noi ne-am făcut și cu colega mea, ne-am îndeplinit și am încercat să ne îndeplinim atribuțiile în ciuda volumului mare.
mare de lucru și în ciuda sabotării domnului secretar, pentru că dânsul ne punea să facem plângeri penale la anumiți președinți pe care dânsul nu i-a dat la suflet, ne dădea numai aberații anumite specii și i-am spus, domnul secretar, eu vreau să ies la pensie, eu vreau să dorm noaptea liniștită, am copii, eu pe mine nu mă interesează treburile astea decât să-mi fac treaba, să respect legea, să-mi fac treaba mea. Ce vreți dumneavoastră, e problema dânsă, dumneavoastră, zic. Să vă arăt pozele? Așa veneam la serviciu, să vă arăt adeverința medicală? Așa veneam, cu mască în 2019, da? Atunci, da. În 2018, 2019, când m-am operat în două rânduri, da? La un interval de 6 luni. Și dânsul mă chema să-i citesc în lege, că-i plac ochii mei, că-i place cum citesc. De față cu colegele mele, pe colega mea, nici nu mai vrea să mai vadă, că nu o suporta. Vrea să mă pună șefă de birou ca să spun lucruri, nu știu ce lucruri să spun despre colegii mei, despre colega mea, despre fosta mea șefă de birou. Și i-am spus că acest lucru, eu ca să fiu șefă, trebuie să dau un concurs, să-mi promovez. Am adus acolo o cunoștință, domnului primar, și-am trimis mail-ul. Că vreau o colaborare eficientă, bazată pe o relație de respect reciproc. Pentru că tot așa încurajau multe persoane să fie, să ne vorbească și să ne trateze, să ne umilească, să ne abuzeze. Uitați referatul semnat de domnul primar. Da? Semnatul referatul în care cer, când în 2019, da? Când îi cer angajare economiști, da, pentru că activitatea noastră pe asta se referă. Și ce îi scriu aici? Îi spun și povestesc, așa cum le-a spus la sediul biroului, când ne-ați vizitat de 1 martie. Când ne străduim să ne îndeplinim atribuțiile, chiar dacă am venit la serviciu cu capul umflat datorită intervenției chirurgicale de adiție de os, tensiune arterială ridicată din cauza stresului, a diagnosticului și a obosării cronice pe care o resimțim pe zi ce trece, nu putem mulțumi pe toată lumea, în ciuda efortului depus. Și credeți-mă, nu este ușor să îți epuizezi toată energia încercând să lămurești pe cei din fața ta, că nimeni nu este mai presus de lege. Și pe lângă drepturi, avem și obligații ce trebuie să îndeplinite. Nu suntem apreciate și nu am fost întrebate ce probleme sunt și ce se poate face pentru eficientizarea calității. Dimpotrivă, se pun termene scurte de către și rezoluții, fără nicio soluționare conform cadrului legal, eventual o discuție pe holul primăriei, că așa ne primea domnul Pistol. Hai, hai, nu vezi când a văzut că așa, nu, așa, martori, președinți, administratori care știu că s-au lovit de așa. De asemenea, anumite lucruri necesită o analiză mai profundă, necesitând consiliere juridică, lucru greu de obținut, pentru că și colegii noștri sunt îngropați în sesizări, în dosare, în termene scurte. Noi, funcționarii BICAP, ne străduim să ne facem treaba cât mai bine, punând sarcine de serviciu pe primul loc, venind în sprijinul cetățeanului cu toată promptitudinea și bunăvoința. Dar permiteți-mi să vă întreb, domnule primar, dacă împlesnește un vas de sânge și rămân o legumă, primăria are grijă de familia mea, prelund atribuțiile mele de mamă, soție și fiică? Spuneți-mi, de multe ori am simțit că mă prăbușesc. Și așa este. Consider că la rândul nostru și noi avem nevoie de înțelegere, îndrumare și bunăvoință, că până la urmă s-am cerut. A pleacă de fii om, ca așa de fi la în campanie, da? Fii om și a pleacă de lângă omul de lângă tine. Cum vrei să faci o echipă? Cum vrei să ai calitate? Cum vrei să fii, să prosperi, să ai un oraș frumos, să fii bine, printr-o armonie, casă și în căsnicie, dacă ți este bine, arăți bine, ești impecabil, dacă totul e bine. Dar mai ales, în primul, să formăm o echipă, asta i-am spus. Domnul viceprimar cunoaște lipsa de personal. De asemenea, și doamna Dinu Cristina, șef serviciu, comunicându-i adesea, cu bunăvoință și o diplomație, consider că întotdeauna este loc de mai bine. La ce mi-a trebuit și la unde am ajuns și cu bunăvoința și cu diplomația. Am ajuns aici. Că eu mă duc și fac terapie ca să pot să înghit toate chestiunile astea. De ce?
De ce să merit eu asta? Stima mea de sine, onoarea mea, demnitatea mea, de ce să-mi fie călcate în picioare? Și de către cine? Măcar dacă eram un om. Dar de ce? Așa trebuie să promovăm un astfel de comportament în societate, în ziua de astăzi? Doamne, Doamne, te rog frumos, mai dăm putere, mai dăm răbdare și lumină, nu mă părăsi. Dar te rog, Doamne, sparge buboiul ăsta, sparge puroiul ăsta, Doamne, adu liniște, armonia. Noi avem nevoie de liniște, de pace. Te rog, Doamne, te rog.